Hristos a înviat. A fost invitația astăzi, 28.04.2022, pentru a discuta și supune votului proiectele de pe ordinea de zi. Înainte să dau citire ordine de zi, supun la vot procesele verbale din ședințele din 23.03, 25.03 și 16.04. Putea să pune de acum, dacă există vreun fel de obiecțiuni sau precizări, le pune pe rând, dacă nu le votați în bloc, cum doriți. Ba da, haideți mai întâi să ținem un comand de ordine. Cât tot e în ordinea de zi. Separat, haideți să-l punem separat, da. Nu durează nici timp. Cel din 23.03. Deci, proiectul, procesul verbal din data de 23.03.2022. Cine este pentru? Avem împotriva, abține? Da. Procesul verbal din 25.03.2022. Cine este pentru? Abține, împotriva? Procesul verbal de 11.04.2011. Cine este pentru? Împotrivă. Cine? Nu se lococi, că au fost... Dar o să fie el. Că așa e lumea. Iar trebuie. Da? Dăm citire ordine de zi. Suplimentarea. Mai întâi aprobăm suplimentarea și după aia intră prin proiecte, da. Ordinea de zi, proiectul 1, depunerea jurământului de către Gheorghiese Mariana, consilier validat. Proiectul de hotărâre proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin deces a mandatului de consilier local al domnului Munteanu Constantin, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Horcești de Țubacău, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru achiziția de imobile, construcții și sau terenuri de către Comuna Horcești, județ Bacău, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Avem suplimentarea. Hai să o supunem la vot. O supunem la vot așa. Nu, mai întâi un ordine așa și pas suplimentarea. Da, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Avem împotrivă. Abțineri. Așa, suplimentarea. Da. La suplimentare avem proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Horgești pentru anul 2022. Și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Horgești, județul Bacău, la data de 28.04.2022. Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Horgești, trebuie să supunem la bloc. Da, supun la vot suplimentarea. Cine este pentru? Abțineri? Deci avem două abțineri și 12 voturi. 11 voturi pentru. Dacă momentan avem doar 13 consilieri. Da? Mergem tot pe numărul vechi. Deci două abțineri. Nu dăm 8. Dăm 1. Și 11 pentru. Acum să intrăm. Așa, intrăm pe ordinea de zi. Depunerea jurământului de către Gheorghiese Mariana, consilier validat. Mă invităm pe doamna Gheorghiese aici. Mă rog, o secundă. A, mergi jurul. Da, clar, da. Iată,
rușine să votați. Să citiți. Pisiune. Da. Subsemnata Iordese Mariana, având în vedere prevederile articolului 117 din OLG numărul 57-2019 și raport la prevederile încheierii de ședința din data de 4-4-2022, dată de către judecătoria Bacău în dosarul 4401-180-2022, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Hogești, Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Să am exemplu aici. Să se desește un preț de ședință. Dacă nu rog. Da, pentru că omorul nu e noi, omorul nu e noi. În acest moment, subiect consilierul de Păi de-aia am și comunicat mai devreme. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin deces a mandatului de consilier local al domnului Munteanu Constantin, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Horcești, județul Bacău. Astea fiind spuse... A fost comunicat și referat. Noi, din păcate, nu suntem la prima dată când avem în fața noastră acest proiect de hotărâre. Dacă există întrebări, pot să vă răspund eu. Dacă nu, urmează să supunem la vot. Este un proiect de constatare, deci nu, nu aprobați nimic. Supunem la vot. Pentru. Împotrivă. Vă dați împotrivă? Deci sunteți pentru, da? Încă nu v-ați aliniat la... Am ține. Deci avem 14 voturi pentru, da? Și 0. Proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru achiziția de imobile, construcții și sau terenuri de către Comuna Horcești, județul Bacău, inițiator doamna primar, Tena Lumițaleana, domnul secretar. Prezentul proiect de hotărâre este primul pas care trebuie făcut în vederea declanșării procedurii de achiziții de imobile. Proiectul de hotărâre și regulamentul este regulament cadru general. El urmează a fi aplicat ori de câte ori vom fi în situația de a face o achiziție. Deci, dar scopul lui de la această dată este, după cum bine știți că s-a mai discutat, achiziționarea unei suprafețe de teren care va reprezenta terenul de sport pentru școala Sohodor 9. Da, după acest moment, regulamentul fixează cadrul și pașii care urmează a fi făcuți. Ulterior vom face o hotărâre de Consiliul Local prin care Consiliul Local își va desemna reprezentanți în comisia de licitație, care va fi stabilită și în baza dispoziției primarului. Deci comisii vor face parte reprezentanța ai Consiliului Local și funcționari din cadrul aparatului de specialitate. Celelalte demersuri vă vin la aducerea la cunoștință, se va face publicitatea, conform legii se va întocmi caietul de sarcini, se va lua, vor primi ofertele, dar din momentul la care se va constitui acea comisie din care vă face și dumneavoastră, reprezentanța dumneavoastră parte, toate celelalte proceduri urmează adus la cunoștință cu pași. Nu este o procedură chiar simplă, dar asta este. Urmări să fie legal. Nu știu să vă spun sume, așa că n-aș putea, pentru că asta este chintesența licitației. Da? Se va pleca de la o sumă care va fi stabilită cu baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator acreditat ANEVAR și ulterior comisia va primi ofertele, le va analiza, inclusiv se va negocia prețul cu cei care doresc să depună oferte.
Înscrieri la cuvânt? O singură întrebare, zic, dacă nu ar fi fost o chestie, venind ca să grăbim un pic procesul tot astăzi cu un de prin care deja să aprobăm și demararea procedurilor, inclusiv desemnarea consiliilor locale în această comisie? În primul rând, ca să pot să plec, așa trebuie să stabilim modul în care, acum ședința, următoarea ședință va fi în termen destul de scurt și celelalte proceduri care sunt de publicitate, nu țin neapărat de comisii. Comisia de evaluare a ofertelor își va intra în atribuțiuni la momentul în care chiar vom primi. Este așa cea luată de publicitate, când se publică, se așteaptă o perioadă, mai știu, erau 20 de zile, dar nu vreau să, poate, alt termen. Avem timp să facem toate și avem, și am spus că pentru... ar fi normal să fie și cu consiliul local în formă completă în momentul când își va desemna reprezentanții. Nu, faptul că la ora asta nu desemnăm așa, să știți că nu îngreunează procesul, adică nu e ceva ce stopează restul procedurilor. Regulamentul este cel care trasează ceea ce e de făcut. Asta era important, cu adevărat. Să punem la vot proiectul, cine este pentru? Avem împotrivă, avem abțineri, n-am văzut votul domnului Popov. Dar m-a scuzat. Deci avem 14 voturi pentru. Suplimentarea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgență al Comunei Hurgești. Pentru anul 2022, inițiator domnul viceprimar Călima Marcel. Acest proiect se aprobă în fiecare an. Știți că l-aprobăm pentru că ni se cere în fiecare an de către ISU Bacău. În ceea ce, ca și utilități trecute în el, ca și materiale, sunt cele care trebuie să facă parte din dotarea serviciului. Cred că ați observat, dacă nu vă spun eu, o modificare față de anul trecut. Anul trecut am avut un necesar de 2 aparate de respirat cu oxigen. Anul trecut s-a achiziționat unul, avem unul, urmează a fi achiziționat cel de-al doilea în acest an pentru a fi completă dotarea. Mai sunt necesare o serie de materiale mai simple și mai uzuale. Nu sunt alte modificări. Dacă există întrebări cu privire la latura, să spunem, financiară, știu că domnul secretar de președinte de comisie a discutat cu doamna contabilă și am înțeles că nu sunt obiecțiuni sau sumele sunt mai mici decât știu față de anul trecut alocate. Avem înscrieri la cuvânt pentru acest proiect? Nu zic eu lucruri. Programul este întocmit în conformitate cu sumele aprobate în bugetul local. Dacă am avut acolo la cheltuieli materiale 20.000 de lei și pentru investiții 50, apar în plan desfășurate. Iar materialele sunt cele stabilite prin 9.75, da. Obligatorii în cadrul serviciului care le-au autorizat. Vorba de mici dotări, de motorină... Să înțelege că tot ce este aici se va cumpăra mâine. Da. Dacă să vă uitați o parte din cele de anul trecut, nu sau vorbeam de acel aparat de respirator. S-a cumpărat doar unul, că na, atâta au fost. Acum îl chestionăm pe al doilea. Necesitățile urgente. Banii ar trebui mult mai mult, dar asta este suma și trebuie să ne încadrăm în asta. Eu sunt de acord cu proiectul. Da. Să punem la vot proiectul, dacă nu mai sunt alte întrebări. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Avem 2 abține, da. Și 12 voturi pentru. Următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuielile al Comunei Hurgești de Bacău la data de 28.04.2022, inițiator doamna primar Temea Luminiță Adriana. Este o
rectifica, domnul Gudău, dacă vreți să ne ajutați, acum s-a discutat pe comisie. De fapt, este o utilizare de excedent, nu este o rectificare, dar se încadrează la același. Da, dar ați dat dumneavoastră explicațiile. Banii suplimentari se pun pentru terenurile de joacă, unde nu a fost... Da, pentru împrejmuire, unde a fost calculat valoare, o suprafață mai mică a împrejmuirii. Deci, nu s-a făcut perimetrul corect. Perimetrul s-a mers numai pe laturile care se mulțesc la suprafață. Dar se dublează. Iar în rest cu cheltuielile pentru modernizare și iluminat, alea sunt solicitate atât din Ministerul Dezvoltării, cât și din actele normative, pentru că odată ce se face investiția, noi trebuie să avem un contract de legare de servicii. Bine, înțeles că suma aceasta va fi pe o durată de 5 ani. Iar în funcție de solicitările noastre, din această sumă vom cheltui. Eu sunt de acord cu proiectul. Suma acoperă 5 ani. Da. Asta, practic, este un provizion în care se va acolo la momentul în care se depune situațiile de lucrări, să putem plăti, ca să putem automat solicita la AFM depune, să ne încadrăm în termenul de decontare. Dar așa solicită la minister, în momentul anul ăsta nu se va cheltui, se va duce iar în excedent, la anul următor luăm, pe urmă mergem pe... Da, fiecare ar trebui asigurat suma asta de la buget. În anul următor vom asigura, probabil, cât se va cheltui pe anul următor. Cum a mers pe întreaga sumă, ca să luăm din excedent, să nu mai... Înscrie la cuvânt? Eu, doamnă. Da, trebuie, spuneți. Apropo la proiectul ăsta, am văzut că la Sobotor, la școala Vase Copii, s-au adus niște utilități, niște probleme de astea, montate, jucării pentru copii, pentru fac. Unii se vor monta acestea acolo. Nu trebuie mai întâi terenul și apoi să fie aduse jucăriile astea, să fie montate acolo. Unii din stradă. Jucăriile sunt mai mult pentru grădiniță. Și se montează la școala vechi, pentru că acolo va rămâne... Au fost stabilite terenurile de mult. Acolo rămâne grădiniță, domnul Boboc. Unde asta, că nu mai e loc. Chiar unii jucau fotbal copiii acolo, în curte. Uitați în spate, vedeți exact unde se montează, că arată de camere. S-au apucat, da? S-au apucat băieții de da. Atât am fost românesc. Nu mă gândeam că se va apuca la putere nouă. Nu acusa are în vedere acum ședința din 28. Acolo vom avea în vedere... Avea în vedere de când doamna primară a luat mandat. S-a aranjat terenul la Recea, terenul la Golpsu, Urgeni, s-a aranjat. Numai acolo s-a trecut cu vederea. Am să-l strașez în stradă, cred. Școala veche se va dărâma. Rămâne spate. Așa spun toți deja de la guvern. O să. Și nu rămâne așa, o să. Asta e. Totuși am văzut-o pe aia nouă, oricum aia se va demula. Am să discutăm mai diverse lucrurile astea, dar nu le avem discutat. Asta e... Atât? Mai sunt înscriri la cuvânt? Domnul Dumnezeu, cum vreți? Te surprind. Spuneți la... Să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Luați și... Abțineri? Avem 3 abțineri. Domnul Dămoc, doamna Muzuc și domnul Bobov. Și atunci avem 11 voturi. Ultimul proiect de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. În cazul ăsta avem două variante. Dacă... Domnul? Dacă sunt în măsură să vă răspund eu, am să vă răspund. Dacă nu... Am să notez întrebările și o să vă răspundă doamna primar în următoarea ședință. Eu cred că o să vreți dumneavoastră să-i puneți în următoarea ședință întrebările direct, decât așa, cum considerați. Atât? Două persoane? Da. Ok, mă înscriu. Haideți. Domnul Bunaru? În legătură cu școala nouă, la Solodă. E făcut de acord de la
contractul cu Ionul tot. Prevăzut tot? Nu prevăzut, făcut. Păi nu e tot. Dacă s-a făcut. Și recepția și toate astea. Nu ne trezim, n-aș vrea să ne trezim. Recepția pe școală, pe investiții, se poate face la momentul în care există utilitățile, pentru că recepția se face inclusiv pe toate sistemele, centrală, sistemul. Trebuie grăbite toate utilitățile. E vorba de... Până în septembrie, toată vara, să avem făcută și recepția. E vorba de extinderea de rețea și știți că am înțeles că deja au început să se lucreze, că a fost atribuit contractul pentru extinderea de zona respectivă. Cum a fost un grădinit terminat luna aprilie și noi am dat drumul, nu știu când, că septembrie n-aveam recepția. Acum nu intrăm în detalii cine a fost de vină în cazul ăla. Nu, știm, am dat exemplu, atât, nu intrăm în detalii. Da. Deci, făcut tot ce trebuie, toată vara, ca în septembrie, la deschiderea anului școlar, școala să fie dată în folosire. Ar fi păcat ca sistemul școala odată făcută și nu dată în folosire. Da. Nu, ea este să montate toate sistemele, tot pentru să face recepția trebuie avizul, contractul și nu, astea sunt, e vorba de energie electrică. Energie electrică, nu-i făcut acordul cu EON, nu s-a făcut așa, nu? Păi nu aveam extindere până la de așa, așa, a intrat în această extindere de rețea care a fost acum atribuit contractul și am văzut că a început să se pună, aducă stâlpi. Da? Nu auzeam la Ungureni, au o sală de sport făcută modernă, terminată de 3 ani și nici acum nu greșe. Tot pe ideea asta, ceva contractul cu EON. Au o problemă că nu poate să facă recepția. Recepția nu se face doar din partea primăriei. În recepție la o asemenea obiectiv de investiții este și ISC-ul, este ISU, sunt toate organele statului implicate și vă dați seama că dacă pe noi ne doare și poate am închid de ochii, ei nu fac lucrul ăsta, adică ei vor la punct și virgulă. Și ministerul pentru investiții. Și, da. Noi sperăm totuși să... Da, într-adevăr ar fi păcat. Și eu, încă o problemă, poate reușim cu drumul când se face vreme bună, ăla care l-am curățat în spate la Rice, acolo la lutării, să-l facem cu buldor, să-l îndreptăm, să poată circula pe el. Dacă sunteți în formă să dați un răspuns, când se începe extinderea rețelei electrice? Au existat două, s-a mai explicat, dar mai explicăm o dată. Dacă vă aduceți aminte, au fost proiecte diferite de hotărâre prin care dumneavoastră ați aprobat prima dată darea în folosință gratuită pentru extindere, după aceea s-a aprobat extinderea în sine. Au fost două tronsoane principale, ca să le spunem. Cel inițial, care este cu Sohodorul și care vizează și școala, ce vorbeam acum, s-a atribuit contractul. Contractul de execuție este atribuit pe o licitație făcută de către Delgaz. Nu a ținut de către noi. Eu știu că pentru foarte mulți de noastră vi se pare că este un lucru simplu, o licitație. Credeți-vă că nu este și este sistemul de licitație publică la ora asta, este unul foarte greu. Perioada de execuție, cred că asta îl interesează domnului, că dacă nu știu perioada de execuție, sincer, că, dar știu că s-a atribuit contractul. Nu știu dacă cei de la achiziționa. Nu era undeva la 3 luni de zile sau deci nu era operat. Nu vreau să vorbesc prostii. Domnul Chiepar a spus în ședința de comisie că se încep lucrările imediat. Deci pentru acest tronson este finalizat și se încep lucrările. Pentru celălalt tronson, care l-am ulterior cu bazgă, dacă nu mă înșel, și mai mult de așa, la fel este, noastră ați aprobat... Domnul secretar, dar nu un tronson e absolut domnul ăsta cu școală. Eu mă refer... Nu. Domnul consilier, eu am spus tronson cu termen generic, pentru că au fost două investiții. Una care a vizat Sohodorul, strada principală. Mă scuzați dacă nu sunt localnic și nu știu pe de rost străzile, nici în Bacău nu știu pe de rost. Dar știu că era strada principală și mai multe străzi, care era în Sohodor. Al doua investiție viza bazga încă ceva de prin Sohodor, vreo stradă Deci, prima v-am spus că s-a finalizat procedura de licitație, s-a atribuit contractul, urmează a începe execuția. Cea de-a doua este pe noi am trimis toate documentele către Delgaz Grid, care urmează a iniția procedura de licitație. S-ar putea să o fi și fi început, nu știu. Nu pot să vă spun că totuși,
Zic eu că ar trebui să mai faci tu la piel la Delgaz. Să știți că la Delgaz Grid, cred că cel puțin de 3 ori pe săptămână, nu eu personal, dar eu personal am văzut apelurile și discuții. Știu că are lucrări multe, că ăștia se întind, dar oricum... Asta n-ați înțeles. Ei se întind în momentul în care i-a trimis contractul, dacă vedem că trec 2-3 luni mai mult, putem să-i spunem, domnule, haideți în execuție, trebuie să-l respecte, da? Nu pot să le spun, haideți să faceți mai repede procedura de licitație, că o să-mi spună, nu putem, că am avut procedura de publicitate, am avut toate etapele licitației, acolo nu putem, nimeni pe lumea asta nu poate să influențeze. Orice patron. Amâne. Acum s-au amânat și cu școala. Nu priviți așa. O pus termenul de execuție la locutare. Domnul secretar, nu am trebuit să spune de problema. Nu mă întrebat la retorică. Dar cum, domnule, acum 2 ani punea că până în Crăciun, domnule, din septembrie în Crăciun aveți lumină să moară mama. Asta spuneți dumneavoastră, eu n-am văzut lucrul ăsta. Nu știu de ce. Dar eu am învățat că, nu, eu n-am văzut în campania electorală cineva să discute mai adevărul, de când sunt eu dintr-o 40 de ani pe pământ. Dacă găsiți unul care s-a spus numai adevărul, haideți să-l canonizăm, nu știu ce să-i faci. Nu? N-am legătură. Toată lumea vrea și nu asta poate o dată vă gândiți, haideți că vreți să faceți un lucru. Nici mie acasă, îmi fixez de multe ori să fac ceva și trec 2 luni și nu le fac. Și interesul meu personal, cum mă deranjează pe mine. Băi, e adevărat că sunt dinosul ăsta. Nu e lipsă de voință, lipsă de context de multe ori. Avea nevoie de curent electric, să zicem circa 20. Dar sunt atât de multe ca semna la dinosolinele care n-au luminele. Vor avea să mai vă face și să extinde și ulterior, că vedeți, ați văzut și dumneavoastră și casele cât de repede, să, măcar pe construcții stăm foarte bine, adică... Nu mai era nimeni. Se vor face, adică în momentul când se face extinderea principală, cele secundare deja nu mai au același impact. Nu, interes este că interesul e celui care va să facă. Dacă ai la poartă, nu mai ai interesul tău, nu poți da la pe altul. Trebuie și acum avizile. Dacă n-ai bani, s-ar fi mai avizile, nu știu. Domnul Domoc? Nu vroiați, nu? Nu aveți cu cine. N-ar fi ce să știu. Să declarați interesele. Nu, corect. Trebuie să alegem președintele de ședință pentru următoarele 3 luni de zile. Dacă aveți vreo propunere. Da. Să punem la vot cine este pentru. Mai avem și altă... Da, nici n-am reușit să număr, am văzut votul, da. Cine poate reprezenta pe domnul Bunda? Gata. Declară încheiate lucrurile ședinței din ziua de astăzi.